La începutul lunii martie 2023, Direcția de Asistență Socială DEVA și Fundația Sfântul Francisc din DEVA vor semna o convenție de colaborare care va avea ca scop principal prevenirea instituționalizării copiilor aflați în dificultate din municipiu. Încheierea parteneriatului a fost aprobată de Consiliul Local DEVA în ședința ordinară din luna februarie 2023. Conform documentului, Fundația Sfântul Francisc se va implica în identificarea copiilor aflați în dificultate din municipiul DEVA, asigurarea bunei funcționări a căminelor de tip rezidențial pe care le administrează, menținerea legăturii dintre copil și familia naturală, acordarea de consultanță pentru familiile aflate în situații de dificultate și sprijinirea familiilor cu venituri mici prin oferirea de îmbrăcăminte și încălțăminte. De cealaltă parte, Direcția de Asistență Socială Deva se va ocupa de acordarea potrivit legii de servicii și beneficii sociale familiilor aflate în dificultate, în scopul prevenirii situațiilor care determină marginalizarea și excluderea socială și va menține colaborarea cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și cu Fundația Sfântul Francisc DEVA, în vederea instituirii unei măsuri de protecție pentru copiii aflați în dificultate din municipiul Deva, în funcție de locurile disponibile existente în cadrul fundației. Parteneriatul dintre Direcția de Asistență Socială Deva și Fundația Sfântul Francis Deva va fi încheiat pe o perioadă nedeterminată.